Ce face sâșica mea? S-a trezit? E bine iubirea mea? E bine, tati? Hai că ducem la doctor, mai facem o injecție și revenim la treabă. E bine. Domnilor și domnilor, avem o mâță în cutie. El este Tommy, domnilor și domnilor. Ce am Tommy acolo? Merge treaba, boss? E bine? E uite, mă, e bine, mă, gata, s-a reparat așa. Latre, mama, latre, mănâncă. Bravo, tati. Ce fă, mă, tati, ți-ai pus body cu pisicuțe și iepuraș? Și arici, și cățeluși, cu de toate. Doamne, doamne, doamne. I-am pus aici și pletul. I-am pus chestia asta ca să nu cumva să-și lingă operația sau ceva. De asta i-am pus body, unul cu am luat-o razna neapărat. Așa ne-a zis doamna doctor. Doamne și stimați vlog spectatori, sâșicuța se recuperează, iar Iuneasca spune că nu are încredere în cadoul pe care mi l-a luat. Eu am zis că poate să fie absolut orice, eu o să mă bucur. Atât timp cât nu mi-am dat seama ce e. Doamne și noi, cadoul zilei. Deci Iuneasca s-a ales cu 100 de followeri și noi. După chestia aia de ieri. Acum, asta fără să punem la fără să luăm considerare concursul pe care l-am făcut, poate mai vin și de acolo niște oameni. Că dacă lumea a dat share profilului ei și a zis follow Ionescu, o să mai vină lume, știți? Hai să vedem. Hai, mă, Geul. Hai să vedem Ionescu. Hai, ce cadou? Mi-a luat boxer? Ăsta e cadou? Ce asta mai e? O bluză? Îmi place, dar e lame, e la prima mână. Ce dacă? Păi, acum trebuie să înțelegeți și voi că ce am făcut noi luna asta a fost extrem de dificil. Să-i faci cuiva cadou în fiecare zi, adică să ne facem cadouri în fiecare zi, adică necesită imaginație, răbdare. Eu, de exemplu, ieri chiar nu știam ce să iau Ionescu și după aia mi-am dat seama, hai să fac schema cu... Stai să zine, l-am luat el acum. Hai să fac schema cu followers, adică... Ce mic? Sper să nu, acum vedem. Deci este o bluză pe care o să pot să o port super mișto atunci când nu o să mai am burt, adică niciodată. Mulțumesc, Ami. Plăcere. Mâine ne dăm cadourile de Crăciun? A, nu, mâine, eu îți dau cadou. Mă. Doamnelor, domnilor, stimați vlog spectatori, urmează să mai facem o sesiune de unboxing a cadourilor pe care le-am primit ieri și astăzi. Imediat, imediat. Da, astea sunt creștele pe care trebuie să le revendicați mulți dintre voi care le-ați câștigat și nu mi-ați dat mesaje și pe care trebuie să le trimit către cei care mi-au dat deja adresele. Deci cei care au cerut să le livrez căștile le vor primi cel mai probabil după sărbători. Că acum e nebunie da. Cu cei de la curier. Da. Pe care l-am primit. Eu, Georgiana Ionescu, posesoare de Ionesca.ro, da. Primul cadou pentru Ionesca Blog. Am primit de la Planifică Neprevăzutul, o carte. Uitați. Mica rețetă a fericirii. Rețeta daneză a fericirii, pardon. Rețeta daneză a fericirii, așa. Un kit de ciocolată caldă. Și o lumânare pe care vă recunosc că deja am folosit-o. Okay. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim, adică mulțumesc că numele Ionescu. Eu am primit de la Nivea chestia asta. Sunt luminițe, mă, geule, mă. Eu cred că am primit și eu ceva. Ai primit și tu. Și eu am primit ceva de la Nivea, mulțumesc. Nivea, e super tare. Mi-a trimis gel de duș spumă. Trebuie să faci aici. Eu n-am răbdare. Eu sunt... Mi-a trimis gel de duș spumă. Deci eu iubesc gel de duș spumă. Mai mult decât orice, finalul anului este sărbătoarea momentelor tale de anul trecut. Sunt poze cu noi. Ce tare. Ia uite, asta momentul... de unde era poza asta? Din avion și trebuie să completăm noi, cred că. Asta era noi, ultima zi cu autorul luat, eram la mare cu sășica. Aici anul trecut când ieșeam și la ce petrecere da. Și din avion când am plecat în Mexic. Hai mă, nu cred ce tare sunteți. Uite, de la cele mai curajoase la cele de dragoste și de distracție, pun-le pe toate pe peretele amintirilor și repete tradiția în fiecare an. Mulțumim. Ce mișto, mulțumim mult de tot. Ia, aprinde să vedem cum se vede. Și poți să pui genul ăsta să pun, uite,
Sunt extra cârliguțe, cârlige. Asta este instalația de care îmi doream eu cumva? Cred că da. Îmi dai mie, te rog? Ah, nu mai am răbdare, nu mai am răbdare. E fix de aia de care îți doreai tu. E fix de aia de care îmi doream eu, nu? Da. Nivea. E super tare. E super tare. Ai făcut un copil fericit, adică pe mine. Deci îmi doream o instalație de asta de nu știu cât timp. E super șmecher, stați să vedeți. Oh, eu nu mai am răbdare să desfac. E genială. Genial, wow. Genial, genial, genial. La 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 la. Marian, Marian, uite mama luminițe. Asta așa încă nu și-a revenit. Da, e încă în panică. E foarte mișto că e pe liță, dar trebuie să avem grijă să nu o să ne spăidistăm chestia asta. Da. Mulțumim, Nivea. Mulțumim mult de tot, Nivea. Ce? Și ai primit și tu acolo ceva. Asta e un kit, cred că... Wow, ce drăguță geanta mea de mie. Tu ai deja una, da. Dar vreau și pe aia. Hai, hai. El nu știe, dar la mine o să ajungă chestiile astea. Ah, ce drăguț. Ce drăguț. Gel de duș, chiar avea nevoie de lucrurile astea. Super tare. Nivea, you fucking rock. Mulțumim. Mi-a luat-o deja. Incredibil. Așa. Gentuța mea. HBO, go, baby. Iubesc cadourile. Și eu iubesc cadourile. Îmi plac foarte mult. O agendă. Pentru mine! This is where I pretend to take notes while I'm daydreaming about laying on the couch. Wait, stai că nu văd. Am trimis și o sete. Ce scrie? No, I won't press pause. Stai, Marian, trebuie să refac din nou că nu văd ce scrie. Mi se... am ochii înțeci. Încețoșați. This is where I pretend to take notes while daydreaming about living... Nu, laying. On the couch, watching my favorite series on HBO Go. Eu știu să citesc, să știți, dar este scris pe argintiu, cu gripe argintiu și se vede foarte... Avem o lumină aici care mă... Și încă un caietel. Șervețele! Că just in case you need to press pause, wipe your tears, blow your nose. Ce drăguț! Bravo, HBO Go, sunteți fani. Ok, next! Ce scrie pe șosete? Șosete. Now I won't turn down the volume. Haha, ce mișto! Asta este un cadou pe care l-am primit de la studenții de la ASER. Au făcut și un clip cu în legătură cu asta care va intra aici. Crăciunul poate să fie în nuanțe de auriu, pentru că tuturor ne este dor de soare și vrem să-l aducem chiar și de Crăciun alături de noi. Pentru mine, Crăciunul vine în nuanțe de albastru, asta și pentru că știm cu toții, albastrul este culoarea reprezentativă a aseriștilor și ea nu poate să lipsească din tabloul care întregește frumoasa sărbătoare ce tocmai se apropie. Crăciunul e alcătuit dintr-o paletă de culori. Când spui alb, te gândești la zăpadă, pentru că ea aduce culoare Crăciunului. Iar el nu ar fi complet fără nuanța roșie a moșului. Și fără împodobirea bradului verde. Noi dă o culoare Crăciunului. Așadar, provocarea ASER este să ne spui cu ce nuanță pictezi tu sărbătorile. Crăciun fericit și zile cu multe zâmbete! Bun! Mulțumesc studenților de la ASER! Caiuci? Nu, sunt creioane de... Creioane? De ceară. Fete, pentru noi tot timpul e Crăciunul, jur. Pam, 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 pam. Trebuie să pictăm poveștile celor din jur cu nuanțe cât mai vii. Să dau culoare cele mai frumoase amintiri. Ah, da, trebuie să desenez pe chestia aia. Foarte nu o să desenez, da, o să desenez probabil, ca de obicei. Da. Deci, ăsta este cadou de la Alexandru, tipul care a câștigat căștile și care a venit, a zis că nu se poate să vină cu mâna goală. Oh, chestii, da, pentru Sășica. Sășica. Ce drăguț. Chestii pentru Ionesca. Rafaela sunt preferatele mele, aș putea să mănânc. Chestii pentru mine și Ionesca. Nu, asta e pentru tine. Cât de tare. Asta e al meu. Alexandru e super tare. Deci mulțumim. Omul a venit să-și ridice premiul și mi-a adus un cadou. Cam cât de tare. Mulțumim, din suflet. Te pupă, Ionești, vreau. Ce drăguț, așa o să fie foarte. Nu are voie să mănânce acum, câteva zile trebuie să mănânce mai light, dar după ce își revine... Asta e ce ai primit tu. Ceea ce este ceva ce am primit eu. E al meu. Eu pe persoană fizică. Este al meu. Vine. De la Lile, eram sigură. Iubesc Lilea. Bonjour, mademoiselle! În spirit de sărbătoare ne întâlnim și luna cadourilor pentru a aduce puțin din Bordeaux la cina de Crăciun. Deși ne-am născut pe teren francez și am copilărit pe vremea caldă în fermecătorul Bordeaux, întâmpinăm și sezonul rece cu entuziasm. Știam că momentele frumoase se petrec...
Oh my god, câte cadouri! Oh my god, câte cadouri! Mulțumesc! Exagerat de multe cadouri! Și o Havana! Havana, unana! Bine! Acesta a fost unboxing-ul de azi. Deci abia făcusem ordine. Fiți atenți și aici. E arătată pe Sasha că de frumos îmbrăcată? Dați-vă și voi ce e aici. Bate cincionescu. Ce e ăla, mamă? Ce a adus tati? Ce a adus acolo? Ce e ăla? Iată vin colindători, florile d'albe, lapte până la dolo. Ce e ăla, mamă? Da, și noi, acum că bagada avem, luăm sășica și mergem să nu supor de bagada. Ne lăudam că o să avem brad în ghiveci. Era foarte mic. Foarte mic, adică până și eu care da. Așa că la noapă asta care este mediu, mergem la Brico de post să luăm un suport de brad, că am văzut la Hoinaru. Alex Ciucă, mulțumim, știu că te uiteți la vlogul nostru. Sășica, hai cu noi, haideți! Dați-vă la cât de frumoasă! Am luat suport de brad. Și multe alte chestii. Hai să împodobim bradul. Mamă, cât de tare chestia asta, frate. Ia, hai să vedem. Deci chestia, în chestia asta se pune apă, dar doar după ce pui bradul în ea. Hai să vedem. Mai țineți minte cutia asta? Este cutia de anul trecut în care i-am dat Ionescu-i cadoul de Crăciun. Da. Cred că este gata bradul. Crezi? Eu sunt sigură că este gata bradul. Același look, all white, precum cel de anul trecut. Este superb, Giule. Doamnelor și domnilor, acesta a fost vlogul de azi. Acesta a fost bradul ionescian de astăzi. Tare că se știe că e verde așa aici în frunte ca un pulover tău. Da, ca de obicei, am uitat să anunț câștigătorul. Pare că o să trag obloanele. Acesta este premiul. Câștigătorul va apărea aici. Nu uitați, mai sunt încă două premii de dat, astfel de căști. Iar pe deci 23, 24 căști, iar pe 25 voi anunța câștigătorul boxei GBL Flip. Concursul e aici, în descriere, da? Concurs. Trebuie să faceți ce scrie în articolul ăla ca să câștigați. Și dacă vreți să cumpărați chestii de pe harmanaudio.ro, cei care m-au ajutat să ofer aceste premii, folosiți codul MARICIU10 și aveți parte de reducere 10%. Concursul zilei este... Dacă ați pus poze pe internet cu bradul vostru, puneți-mi link-ul în comentarii. Dacă ați făcut poză, dar n-ați pus poze pe internet, duceți-vă la vlogul ăsta de pe Facebook și puneți în comentarii să vedem ce brad frumos aveți, dacă l-ați făcut. Sau dacă nu l-ați făcut, scrieți, nu am împodobit bradul. Și aia e. Participați, e posibil să câștigați. Sunt super vinovată că i-am luat numai din ceva foarte, foarte nașpa. Dar cumpărat... să știi că mie mi-a plăcut. Da? Am cumpărat două puse de telefon de iPhone X pentru că nu aveam. Și am hotărât că le vom purta împreună. Una neagră și una roșie. Să vedem. Și am luat suport de brad.